Preselecția ce a avut loc la Târgu Jiu timp de 5 zile a luat sfârșit. La această etapă au participat aproximativ 100 de sportivi. Doi târgujeni au reușit să se califice în lotul național. Cei doi tineri vor reprezenta municipiul Târgu Jiu la campionatul european de luna viitoare. Da, într-adevăr s-a terminat concursul național cu rezultate foarte bune pentru noi, pentru Gorj. Avem doi boxiori la categoria 52 de kilograme. Amândoi boxiorii sunt de la Pandurii Târgu Jiu. La categoria 52 de kilograme l-avem pe Florin Bâlteanu și la categoria 75 de kilograme l-avem pe Fâciu Viorel. Amândoi doi boxeri foarte, foarte buni, care au muncit mult, care s-au chinuit pentru acest campionat și s-au văzut rezultatele. Președintele Asociației Județene de Box de la Târgu Jiu speră ca măcar unul din cei doi târgujieni să ocupe un loc bun. Marea competiție va începe pe 23 martie, campionat european, unde suntem mândri să avem doi târgujieni care participă acolo. Și da, acesta a fost o experiență bună pentru noi, un început. Ne-am început să ne dăm seama de ce înseamnă granditudinea acestui eveniment care urmează. Sperăm să avem și acolo ceva rezultate bune. Da, sperăm. Asta a fost și, de fapt, e speranța tuturor, numai a mea, bănuiesc ca și a antrenorilor și a sportivilor și a tuturor persoanelor din Târgu Jiu. Competiția europeană se anunță a fi una acerbă, ținând cont că la Târgu Jiu vor ajunge luptători din mai multe țări. Emoțiile concurenților, dar și ale antrenorilor sunt din ce în ce mai mari, campionatul fiind programat pentru luna martie.